Campania națională Detector pentru Viață a început și în județul Hunedoara. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, în 15 comune vor fi montate 375 de detectoare de fum și 125 de detectoare de monoxid de carbon, prioritate având locuințele familiilor identificate de către autoritățile locale ca fiind vulnerabile. Pompierii hunedoreni și tehnicieni de la Delgrid au început deja montarea gratuită a detectoarelor la 33 de locuințe din satul Lăpușnic, comuna Dobra, iar acțiunile vor continua în următoarele săptămâni și în alte locuințe din zona rurală a județului Hunedoara. Conform pompierilor, aceste detectoare nu alertează în mod automat autoritățile și nu sunt interconectate cu sisteme de stingere a incendiilor. Rolul lor este doar de avertizare a ocupanților locuinței de existența unui pericol iminent. Campania națională Detectoare pentru Viață cuprinde 15 comune hunedorene, unde vor fi montate 375 de detectoare de fum și 125 de detectoare de monoxid de carbon, cu prioritate la locuințele familiilor identificate de către autoritățile locale ca fiind vulnerabile. Cetățenii sunt încurajați să monteze în propriile locuințe astfel de echipamente care pot salva vieți, rolul acestor dispozitive fiind acela de avertizare a ocupanților locuinței de existența pericolului. Peste 500 de persoane vârstnice își pierd viața sau sunt rănite în fiecare an în urma incendiilor, majoritatea dintre acestea produse în mediul rural, iar cele mai multe cazuri soldate cu decese se înregistrează în rândul persoanelor de peste 70 de ani.